Acum să spun de ce cred că acest tutorial este necesar. Am auzit pe multă lume spunând că, când am vrut să implementeze acest serviciu, că nu se descurcă și nu le funcționează. E bine, eu am pus în acest tutorial să trecem pas cu pas tutorialul de pe pagina oficială a Facebook-ului și să implementăm corect acest serviciu. Așa că hai să începem. În descriere găsiți link-ul către pagina pe care o vedeți acum că o am eu deschisă și aici aveți pas cu pas fiecare lucru pe care trebuie să-l facem ca să implementăm corect serviciul de login al Facebook-ului. Așa că hai să începem. Ca și primul pas, trebuie să creăm o aplicație Facebook care să comunice cu clientul, adică cu aplicația noastră. Așa că dăm pe Create New App, îi dăm numele de tutoriale Android 2, Create App ID, I'm not a robot, Traffic Lights. Să antrenăm puțin inteligența artificială, submit. Așteptăm un pic și vedem că aplicația este creată cu un identificator unic. Ca și al doilea pas, de obicei când o aplicație necesită Facebook login, trebuie să fie instalată și aplicația Facebook oficială. Așa că dacă nu aveți instalată aplicația oficială de la Facebook, vă recomand să o faceți pe emulator sau pe telefonul vostru. La pasul 3 urmează să implementăm Facebook SDK-ul care conține toate funcțiile necesare pentru a putea loga un utilizator folosind Facebook. Așa că, prima chestie, trebuie să adăugăm repozitarul GCenter, care l-am adăugat în tutorialul 3, și trebuie să adăugăm această bucată de cod, care sunt funcțiile în sine. Așa că deschidem Gradle Scripts, Build Gradle, jos și dăm Paste la acea comandă, Sync ca să sincronizeze și trecem mai departe. La pasul al patrulea trebuie să edităm, să adăugăm câteva linii de cod pentru în Android Manifest și în string XML. Deci copiem astea care sunt de fapt care conțin ID-ul aplicației de Facebook și dăm paste aici. După care copiem permission-ul care deja este setat în Android Manifest. Și copiem doar liniile acestea care trebuie să adăugate înăuntrul tagului application în Android Manifest. Scriem Android Manifest. Haideți să adăugăm aici cele necesare. Bine. Ca și următorul pas, trebuie să adăugăm, să scriem package name-ul, care package name-ul fiind, cum v-am mai spus, un identificator unic al aplicației care este folosit în Google Play și pe care îl găsim în Build Gradle, deschidem Build Gradle și vedem aici Application ID, deci îl copiem. Și trebuie să adăugăm link path-ul către activitatea care o să conțină login button-ul, în cazul nostru Login Activity. Așa că haideți să vă arăt cum se face chestia asta. Mergem în Java, deschidem Login Package-ul, deschidem Login Activity. Copiem package name-ul și îi dăm paste aici și mai adăugăm numele clasei, adică login activity. Save. O să ne apară un pop-up spunând că aplicația nu a fost găsită în Play Store, dar este în regulă pentru că încă nu a fost publicată, așa că putem să dăm use this package name. Ok, la pasul al șaselea trebuie să adăugăm key hash-urile. Fiecare APK generat, fie cel de producție sau fie cel pe care lucrăm în momentul ăsta, are un identificator unic, adică un ID pe care este criptat în base 64 și care trebuie adăugate în aplicația de Facebook pentru ca ea să știe că o să comunice doar cu acest APK și nu cu o altă aplicație care are un alt APK. Deci practic este ca și o securitate adăugată peste aplicația noastră. Dar eu o să vă arăt cum să adăugați aceste key hash-uri mai încolo, pentru că neavând macOS este puțin mai complicat. Ok. Pasul 7 este o opțiune care ne permite să folosim o aplicație o aplicație Facebook creată în mai multe aplicații ale noastre, de exemplu aplicația Facebook și aplicația Messenger,
odată ce te loghezi într-una dintre aceste aplicații, după ce treci la o altă aplicație, nu mai trebuie să te loghezi din nou. Aceasta este opțiunea care permite acest lucru, dar noi o lăsăm pe off și urmează la pasul 8 să copiem elementul UI în cod. Adică butonul în sine de login. Haideți să facem acest lucru. Deschidem. Noi o să-l punem în fragmentul login fragment. Așa că deschidem acel fragment. Haideți să vedem unde îl poziționăm. Îl poziționăm după butonul login. Acesta este un linear layout. Așa că poziționarea elementelor se face una sub alta în funcție, în ordinea în care sunt adăugate. Deci, după cum vedeți, butonul a fost adăugat după butonul de login. Și urmează să registrăm un callback. Un callback fiind răspunsul pe care îl primim când apăsăm pe butonul login și detaliile pe care le primim de la Facebook pentru utilizatorul care a apăsat pe acest buton. Așa că trebuie să copiem această linie și o adăugăm în backend-ul fragmentului. Deci deschidem login fragment și haideți să-l adăugăm în onCreateView. Option return pentru a adăuga clasa care lipsește, alt enter în cazul în care folosiți Windows și să declarăm variabila callback manager. Perfect. Acum urmează să luăm ID-ul, să luăm butonul în sine, butonul de login și să îi dăm callback-ul, adică ce se întâmplă după ce un utilizator apasă pe butonul login. Avem codul, ce de la Facebook ne-a dat codul și pentru această funcționalitate, așa că dăm copy code și dăm paste cu puține modificări. Adăugăm clasele care lipsesc. Bine. Mai această clasă, import. Ok. Mai trebuie să adăugăm, să declarăm variabila, deci login button, cea de la Facebook. Perfect. Această variabilă o mutăm sus. View.findViewById.loginButton. Ok. Perfect. Deci, acum am declarat callback-ul care se va executa în cazul când un utilizator apasă pe butonul login. O altă chestie pe care trebuie să o țineți minte, sunt diferențe când folosim această funcționalitate într-o activitate sau într-un fragment. Când o folosim într-un fragment, trebuie să îi spunem că folosim acest buton în fragment. În cazul în care folosiți butonul default de la Facebook, adică acest buton, și nu vă declarați voi un buton custom. Așa că trebuie să ștergem acest comentariu și să adăugăm callback-ul că setFragment este egal cu this, adică fragmentul, adică funcționalitatea butonului o să fie folosită în acest fragment. După care se va înregistra callback-ul și când primim un răspuns, când apasă pe buton, primim un răspuns și putem să luăm datele utilizatorului. Perfect. Ultima chestie care trebuie adăugată este onActivityResult, care de asemenea copiem și o adăugăm la final. Aici mai trebuie să schimbăm din protected, protected se folosește când punem acest callback în activitate, dar implementând butonul într-un fragment, trebuie să schimbăm în public. Ok, cam acesta a fost implementarea butonului de Facebook. Acum urmează să testăm dacă merge. Haideți să dăm un debug message de login fragment. Răspuns pozitiv și să testăm implementarea. Let's go! Așteptăm să se încarce aplicația pe emulator. După cum vedeți, butonul a apărut cu succes în aplicație. Normal nu se va apăra logout, dar eu am mai încercat înainte și de aceea am rămas logat. Dar acum când apăsăm pe butonul Continue with Facebook, ne apare această fereastră, Continue as admin
și am fost logați. Haideți să vedem dacă apare răspunsul pozitiv. Ok, deci haideți să testăm codul și să dăm pe run. Așteptăm aplicația să se încarce și haideți să testăm dacă merge implementarea. Dăm pe login. Așteptăm să se încarce și, după cum vedeți, nu merge login-ul. De ce? Aceasta este problema de care multă lume o întâmpină, mai ales atunci când vor să își pună aplicația în store. Că văd că de obicei văd că le merge implementarea pe emulator sau pe telefonul pe care testează, dar când generează APK-ul pentru producție, nu le merge login-ul. Ca să rezolvăm acest lucru, după cum, dacă vă amintiți, am spus că skipuim peste pasul 6. Acum urmează să implementăm cerințele necesare în pasul 6, dar puțin mai altfel. Deci să implementăm cache-urile. Eu folosesc o funcție când implementez Facebook-ul, Facebook login-ul, și este funcția aceasta, pe care o puteți să o vedeți pe GitHub, să o descărcați, să o folosiți. Așa că haideți să creăm aici un nou package. Denumim edit. Ok, deci creăm un nou package și denumim helpers și creăm o clasă static, clasă statică helper func. Ok, această clasă o să fie una statică și o să fie folosită. Eu de obicei folosesc, când am funcții importante, folosesc o singură clasă care e statică și apelez funcțiile din acea clasă. Puține modificări trebuie ca să funcționeze cum trebuie. Ok, tag. Aici îi dăm tagul de helper func. Import la fel tagul pe care l-am scris mai sus. Și suntem gata. Ok, ce face această funcție? Această funcție generează cache-urile corecte, fără să fim nevoiți să scriem comenzi în terminal, să instalăm pentru utilizatorii din Windows OpenSSL și nu mai știu ce chestii. Această funcție o apelăm doar dintr-un fragment sau dintr-o activitate și în consolă, în cazul în care testăm aplicația. În cazul în care încă developăm aplicația, o să ne apară cache-ul aici în consolă, de unde îl putem copia și seta în aplicație. Ok. Deci, implementând această funcție, să mergem la login activity și doar apelăm funcția helper.func.printcache și îi dăm contextul de această clasă, adică this. Și îi dăm run la aplicație. Odată ce această activitate o să fie apelată, în logcat o să ne apară cache-ul pe care o să-l setăm pentru APK-ul de debug, pentru APK-ul de development. Bine, hai să dăm drumul la aplicație în cazul în care nu l-am dat. Și căutăm tag-ul helper func. Aha, ok. Încă o dată. A fost oprit la activitatea de Facebook login. Ok, perfect. Acum căutăm acest tag și, după cum vedeți, aici este generat cache-ul pentru acest APK. Așa că îl copiem. Control copy. Și mergem înapoi la pagina aceasta cu setările. Acum navigăm către setările aplicației. Deci din My App selectăm numele aplicației pe care l-am dat mai devreme. Deci tutoriale Android 2, selectăm și mergem la Settings Basic și dăm un scroll jos. Aici, by the way, puteți să vedeți câteva setări ale aplicației, de exemplu când dați login să apară iconița voastră, iconița aplicației, să setați categoria din care face parte, în care se încadrează aplicația voastră, câteva chestii pentru GDPR. Și la final aici avem platformele care folosesc această aplicație, în cazul nostru Android, și dăm paste aici la cache-uri.
OK, save, use this package name și am setat key-ul pentru APK-ul de debug. Când, încă o dată repet, când o să generați APK-ul de producție, va trebui să modificăm acest key-eș și să adăugăm încă unul care să corespundă APK-ului pentru producție, ca să funcționeze la fel butonul de login. Hai să testăm. Dăm run. Și dăm continue with Facebook. Și după cum vedeți, acum dacă căutăm acest mesaj de debug, răspuns pozitiv, vedeți că a fost executat, așa că am primit un răspuns pozitiv că utilizatorul a fost cu succes, a folosit Facebook-ul ca să intre în aplicație. Un alt lucru foarte folositor, ce putem face acum, este să luăm datele, numele, prenumele, e-mail-ul și câteva permisiuni basic care ne le oferă Facebook și să le ori să le salvăm, ori să le folosim să le trimitem către un server în cazul în care avem o aplicație cu utilizatori. Cum facem acest lucru? E bine, folosim Graph API-ul de la cei de la Facebook, de unde API, el ne oferă datele despre utilizatorul care s-a logat cu folosind Facebook. Pentru a nu scrie tot codul, mi-am pregătit secvența de cod pe care se folosește și este această secvență de cod pe care o apelăm în interiorul callback-ului de onSuccess. La fel, includem clasele pentru că lipsesc JSON Object. Aceasta este o clasă custom, deci nu trebuie. So, import. Ok. Mai o chestie de schimbat. Este această chestie. New graph JSON callback. Și copiem acest text în interiorul lui. Bine, deci, acum haideți să vedem dacă merge implementarea și să printăm numele persoanei care s-a logat. Logged, okay, fragment, numele, object, get string name. Datele primite sunt sub format JSON, așa că va trebui să folosim de fiecare dată clasa JSON object, care are clasele get string, get int și etc. pentru fiecare, pentru tipul de date care le returnează pentru acel field. Haideți să testăm dacă merge implementarea și logout, continue with Facebook și acum ar trebui să găsim numele printat, numele meu în consolă. Bun, după cum vedeți, aici este numele meu, așa că implementarea și datele au fost returnate cu succes. Bine, cam atât a fost cu implementarea serviciului de autentificare cu Facebook-ul. Acesta, dacă urmați pas cu pas, eu vă asigur că totul o să funcționeze foarte bine. O ultima chestie pe care aș mai vrea să vă arăt este un trick pe care îl folosesc eu, pentru că, după cum spuneam, când generați APK-uri pentru APK-ul de producție, o să fie un alt key hash generat, așa că va trebui să modificăm key hash-ul, adică să adăugăm un nou key hash la setări din aplicația Facebook-ului. Așa că această funcție pe care vă recomand să folosiți, o modificăm și îi dăm un text view. Text view-ului acestuia o să trebuim key hash-ul pe care îl putem copia și îl putem trimite nouă ca să-l setăm în pagina de setări a aplicației Facebook-ului. Text view key hash set text hash key. Ok. Aceasta este modificarea făcută și tot ce mai trebuie să facem este să mutăm această funcție în login fragment. După cum am spus, se poate folosi oriunde, că oricum o să printeze același key-eș, oricare fragment sau activitate este folosită. De aceea este foarte, foarte folositoare. Și adăugăm un text view. Text view key hash.
În textul acesta să apară cheieșul generat. Pe text cheieș și doar îl atribuim. Ok, și îl trimitem în funcția respectivă. Această funcție, aceste două linii de cod le puteți comenta când nu aveți nevoie să le folosiți, respectiv să adăugați la acest text view atributul de vizibilitate ca și GAN când nu aveți nevoie să-l folosiți. Dar acum haideți să testăm ce am scris. Și după cum vedeți, este în acest text view ne apare cheieșul generat pe care putem, cum am spus, folosi. Pe scurt, astăzi am învățat cum să implementăm funcționalitatea de Facebook Login, care este o funcționalitate folosită aproape în fiecare aplicație pe care o întâlnim în Play Store și mai ales în cazul în care necesită serviciul nostru sau aplicația noastră necesită autentificarea. După cum am spus, dacă urmați acest tutorial pas cu pas, vă asigur că nu o să aveți probleme atunci când doriți să folosiți acest serviciu și să-l implementați cu corectitudine. În cazul în care întâmpinați probleme, ceea ce sper să nu întâmpinați, vă rog să-mi scrieți, eu să vă răspund cu plăcere. Până atunci, ciao!